Da, bună ziua, putem începe. Da, nu? Așa, încep eu. Doamna, doamna Sanciu, care a fost alesă președinte pe 3 luni, este în concediu de odihnă. De asta, pe punctul 1, este alegerea unui nou președinte, doar pentru ședința aceasta. Dacă îmi dați voie să fac eu prezentarea la început, prin dispoziția primarului 182 din 2026, în temeiul articolului 133 și 134, aliniat în litera A și în A, a fost convocată ședința ordinară. La această ședință participă 11 consilieri. Sunt absenți domnul Busuioc, Săvoiu, Oprea, Sorin, Scoi Calelu și Melinda Marian. Ședința este legal constituită. Vă rog să vă... În momentul în care aveți un interes în problemele supuse dezbateri, să vă abțineți de la deliberare și adoptarea hotărârii. Și dacă vreți să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Cine e da, dar nu pentru luna asta, că luna viitoare... Numai este pentru asta, da? Da, nu, dacă vreți, sunteți de acord, da, domnul Magdalina. Lăsăm domnul Magdalina. Bine, mulțumesc frumos și pentru alegere și pentru intervenția. Declar de ședința deschisă și dăm citirii ordinii de zi, da? Avem astăzi 1, 2, 3, 4, 5 puncte cu ordinea de zi. Aprobarea a procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Regiu din 18.05.2023 și a proces și aprobarea procesului al ședinței. Ah, e aceeași. Nu. Citiți că aprobarea... două ședințe. A Consiliului Local Regiu din 8.06.2023. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință lucru de la nou. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelui pe care îl va percepe Serviciul Public de Salubritate Elegiu de la utilizatorii casnici și non-casnici de pe raza Comunei Elegiu privind activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Elegiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 30.03.2023 și la punctul 5, diverse. Supun spre aprobare cine este pentru. Abțineri, împotrivă, mulțumesc, cu unanimitate. Dăm citire proiectului numărul 1, aprobarea a procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Regiu din 18.05.2023 și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Elegiu din 8.06.2023. Cine este pentru, vă rog? Abțineri împotrivă, vă mulțumesc, la unitate. Proiect numărul 2, sărim realizat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pe care îl va percepe un serviciu de salubrizare Elegiu de la utilizatorul casnici și non-casnici de pe raza Comunei Elegiu pentru activitățile de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Aici ați văzut și dumneavoastră în proiect, avem o modificare de la suma de 7 lei la 8 lei pe casnic, o diferență motivată datorită creșterilor din ultima perioadă, încă cu un leu nu știu cât acoperim. Dar sperăm că în felul ăsta reușim să acoperim cheltuielile pe salubritate, încât să nu mai fim nevoiți să suplimentăm de la bugetul local. Sperăm. Vom vedea, zicem că e o mărire cu bun simț, adică de necesitate, nu de moft, nu de nimic altceva. Supunem la vot cine este pentru, sau dacă sunt discuții pe proiectul ăsta. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Elegiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 30.03.2023. La proiectul ăsta, dacă avem ceva discuții înainte sau întrebări? Atunci, cum spune legea 273, are cuvântul domnul contabil, da. Spuneți. Să avem lucrurile totale aprobate la 30.03.2023 au fost de 2.660.300 lei, încasările de 4.613.666 lei,
reprezintă un procent de 173,4%, dar ele sunt influențate de transferul excedentului din anul precedent în secțiunea de dezvoltare. Venitul de secțiune de funcționare sunt de 2.354.300 aprobate, iar cele realizate de 2.804.440, respectiv 119.12%. Aici putem vorbi de o încasare suplimentară față de ce este aprobat. Iar la venitul secțiunii de dezvoltare, pentru primul trimestru au fost aprobate 306.000 lei, iar cele realizate de 1.819.020, însemnând 591,2%, dar este influențat de transferul excedentului din anul precedent. La cheltuieli, cheltuielile totale aprobate au fost de 3.294.257 lei, iar cele efectuate în 1.675.413 lei, realizarea în procent de 50,8% în cheltuielile. Iar pe cele două secțiuni, în cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 2.075.257 lei, iar cele efectuate de 1.460.017 lei, deci un procent de 70,3% din prevederile definitive. Iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 1.219.000, iar cele efectuate de 215.376 lei, un 17,6% din prevederile definitive. Din vorba de primul trimestru, cheltuielile cu investițiile au fost pe la început. Și contul de execuție la 30.03.2023 înregistrează un excedent de 2.937.153 de lei, din care la secțiunea de funcționare 1.344.429 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 1.593.724 lei. Pentru serviciul de salubrizare, veniturile aprobate pe primul trimestru au fost de 97.100, iar cele realizate de 111.452 lei, cheltuielile aprobate de 97.100, iar cele efectuate de 68.148 lei. Înregistrează un excedent la primul trimestru de 43.304 lei. Da, față de cele prezentate, dacă sunt, avem discuții sau da. Altceva, vă rog frumos, da, doamna Ceaboc? 71% procent cheltuiel pe primul trimestru anul la funcțiunea de funcționare. Deci, în primul trimestru, 3 sferturi din buget, primul trimestru, pe 71%. Dar nu din bugetul total. Nu, din secțiunea de funcționare. Funcționare, dar din primul trimestru. Deci cifrele sunt raportate la trimestrul 1. Au fost aprobate... Deci din suma alocată pe primul trimestru sau... Deci am aprobat în secțiunea de funcționare pe primul trimestru 2.755.257 lei, iar efectuat au fost de 1.460.017 lei. Deci, nu, vă rog să faceți o proporție între 71% cheltuieli la funcționare și 17% la dezvoltare. Cam aici suntem. Da. Pe primul trimestru am avut doar la dezvoltare rămășițe din anul trecut, ce am mai avut de plătit. Deci noi, sau, mă rog, bugetul este folosit în mare parte pentru funcționare. Cu dezvoltare, mai puțin. Asta este condiția, da? Probabil la noi cu... Nu, dar sunt și capitale distincte, adică e o sumă de... Dar așa a fost bugetul la început. Cam 20%. Așa a fost la început anul. E vorba de începerea investițiilor. Da, da, deci se indică s-a votat bugetul, așa ea, la dezvoltare. Ok. Nu zic, vreo 30%. Da. Așa a fost. Nu știu, știu, știu. Sunt, nu, da, la jumătatea anului sigur vor fi. Corect. Alte întrebări? Aici nu mai avem, mulțumesc. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotriva abțineri nu avem, unanimitate. Trecem la punctul 5, diverse. Vă rog frumos cine se înscrie la cuvânt.
doamna Geaboc. Altcineva? Domnul Oprea? Mulțumesc. Doamna Geaboc, vă rog frumos. Și domnul Stoica? Da, trei. Și domnul Zărnescu? Patru. Deschid din caietul de observație și nota. Doamna Geaboc, vă rog frumos. În acest moment și mai este legată de apa din satul Rechila. Este o problemă pe care am ridicat-o și anul trecut și primărie și executivului și Consiliul Local pentru adrese. Dar ca de obicei, tot ceea ce continuă nu este luat în seamă ca să nu putem prioritatea cuschidată. Am aflat cu toții că există un program pentru care s-a obținut finanțarea de canalizare. Un proiect. Un program și un proiect pentru care s-a obținut finanțarea, da. Canalizare și apă și în satul de mai era unul la continuu, nu mai există mai. Problema este că acest proiect va deveni sau va fi concretizat, să spunem cam când, ziceți dumneavoastră, că va fi apă la robinet pe proiectul ăsta. Spuneți dumneavoastră să nu spun eu cel mai curând. Da, dacă tot ați luat cuvântul și sunteți atât de aprofundat în problemă și nu cunosc... sunt aprofundată, vă întreb. Nu, stați așa. Cunoscând și procedura, părerea dumneavoastră dacă avem sursă și cam când credeți? Părerea dumneavoastră, după aia o spun și pe mine. 3 ani cel mai curând. 3 ani cel mai curând. Da, eu sunt mai optimist decât dumneavoastră, nicio problemă. Deci, având în vedere că, și vă spun sincer, să-i mulțumim bunului Dumnezeu sau cine a făcut să fie așa, deci este al doilea proiect la nivel de județ ca și finanțare și cred că altfel nici n-ar fi fost realizabil. Dacă procedurile decurg așa cum ar trebui să fie de bun simț și mă repet aici și s-a mai spus și domnul primar, mă refer la faptul că când o să ajungem la faza de licitație, acolo putem întâmpina niște probleme care nu țin neapărat din noi OAT-ul, nici dumneavoastră Consiliul Local, nici de domnul primar. Adică noi nu o să putem face decât să dispunem o licitație, iar în urma licitației, dacă nu vor fi contestații și altele care alea nu mai țin din noi, eu zic că, cred că dacă nu la sfârșit, spre semestru 3 al anului acesta, în primul semestru sau de la anul, atâta timp cât se poate, vom intra în execuție. Și cu... sperând că totul va fi normalitate și vom găsi un constructor de bună credință și să-și dorească și el să facă treaba, că prețul e destul de... adică zicem noi să fie motivant, că din păcate vedeți-o, din experiență și la alte comunități, la alte UAT-uri au scos la licitații lucrări care nu s-au prezentat datorită faptului că au fost subestimate și clar, că omul vine și domnule, dacă... cred că de acolo nu scot un profit, nu o să mă apuc de execuție. Dar avem chiar Bursăneștiul cu asfaltare. Clar, după aia s-a făcut suplimentare. Deci, în principiu, noi sperăm ca spre sfârșitul anului ăsta să începem lucrările, în condițiile în care lucrurile merg și demersurile merg în normalitate. Iar din nou, cel mai târziu, cred, să înceapă lucrările în următorul an. Iar așa acolo vă spun, ferească Dumnezeu, de dând de un constructor gen... care l-am avut la cămin, David, când trage din el să aducă ortii, trage din el să mai facă ceva, ne rugăm și frumos. Adică eu, sincer, vă spun, toate metodele am apelat la constructorul ăsta, încât să te finalizăm odată și de dispensarul, doamna asistentă cunoaște bine cazul, și căminul. Eu zic, ferească Dumnezeu, mai avem parte de un constructor ca dumnealor, necooperanți, neserioși, nu știu, au și ei motivele lor. Nu, divan. Eu vă spun că asta este realitatea, nu vreau să... Ba, din contră, deci așa. Iar în situația în care lucrurile merg, cum ne dorim noi, da, eu zic că undeva la sfârșitul anului, sau după jumătatea anului următor, o să avem robinete deschise. De ce nu? E programul de apă și canalizare, să ne înțelegem. Să ne înțelegem, da. Da, și apă și canalizare. Da, dar constructorul își face treaba lui, el are un program acolo. Că nu va fi în 100%, poate e adevărat, adică nu va ajunge, dar unde... deja s-a încheiat faza de apă și canal, putem da drumul la apă. Cred că nu o să avem sursa și... V-ați chinuit 5 ani de zile, da? Dar eu nu vreau să mă raportez la un constructor de genul ăsta, doamnă, Geaboc. La oricare de asta. Haideți să fim serioși. Bun. Dar ziceți dumneavoastră că este vina noastră? Deci eu spun un termen rezonabil 3 ani. Nu este vina mea. A, în totalitate? Deci eu spun... probabil. 3 ani este un termen rezonabil, dar va fi un moment. Și bun, și 3 ani dacă va fi... 5 ani, cât va fi. Până atunci,
până atunci, ce pot face locuitorii din satul Rețea? Pentru că ei aduc apă de la cât o ruzănesc? 3-5 km. V-am rugat un lucru esențial și un lucru care nu costă foarte mult și îmi pare rău că nici măcar cei din Brătina n-au susținut acest demers. Curățați doar fântânile care există, mai faceți două fântâni, ajutați un pic populația. Satul Brătila este foarte îmbătrânit. Nu faceți lucruri extraordinare. Ați făcut la Tenen și la Drăgugești forări și testări de sute de mii de lei. Dar venim iar. Și n-a fost apă și n-a fost nici nenorocire. Eu n-am făcut nicio forare. Nu, executiv. Nu le-am făcut nici eu. Așa. Nu se poate să faceți două, trei fântâni, să localizați niște puncte, două, trei fântâni, să le curățați pe cele care există. La Mirunescu, la intrare în sat, bun, uite, în local au făcut oameni acolo, dar oricum nu face față. La Ghilanică, să le curățați pe cele care există și să mai faceți unul, două, ca o soluție de avarie temporară, care nu costă foarte mult. Este un lucru imposibil? Nu este imposibil, dar vă spun că cunoscând destul de bine situația și din Brătila, și conflictele din Brătila, adică ei n-au venit aici pe surse private, că nu putem numi altfel, da? Adică sunt zone unde au făcut surse de apă, nu știu, acum 50 de ani, da? Atunci a făcut-o CAP-ul într-un caz, alții nu. Iar astăzi au ajuns oamenii moștenitori, că nu mai sunt cei care au realizat, în fapt, acele surse, certuri, bătăi, vin la noi să-i soluționăm noi. Noi nu avem nicio putere, vă spun de ce. Unu, unele din acele surse se află în proprietatea omului. Deci dacă eu fac un abuz să intru acolo, domnule, haide să, nu știu, să intrăm noi, să facem noi bal, bazin sau altceva, nu putem. Doi, că nu avem acceptul lui. Doi, ar fi că traversarea de la punctul respectiv, și nu numai acolo, și în Drăgugești, avem caz de genul ăsta, până la ultimul consumator sau ultimul asociat în înțelegerea aia la momentul ăla, traversează 7 proprietăți. Bineînțeles, dacă s-a văzut cu țeava la el în curte și are el apă, o închide. Fie că e unul, fie că e altul, cunoaștem bine situația. Deci, mai puțin putem fi noi stăpâni sau cei care să decidă acolo. Vis-a-vis de fântâni, aici am putea o încerca fără doar și poate cu acordul celor, că mulți spun, domnule, dar aici e pe terenul meu, numai că am lăsat eu o suprafață de... Sunt chestii din genul ăsta care au apărut acolo niște frustrări. Eu zic, eu sunt de acord să cu răspunțarea, dar nu vreau să ia Ion. Sau nu vreau să ia Nicolae acum de aici. Nu există. Bun. Nu există, dar există. Eu vă propun, împreună cu niște consilieri din Brătila, să identificați acele cișmele publice. Da, este la Mironescu la intrare. Iar până la momentul ăla, ca să termin și eu discuția, deci până la momentul când vorăm, eu zicem că cea mai rentabilă și cea mai cunoscută, mai... Cu posibilitatea de a o controla, este această rețea de apă și canalizare. Atunci, domnule, i-am făcut rețeaua de apă, da, clar. Va fi cu... 3-4-5 ani, dar aia ceva... Nu 3-5 ani, domnule. Nu, domnule, dar sunt oameni care sunt făcut care nu pot controla apă. Ce îi faci? Bun, fac și ei ce face și Bursănești sau altcine de acest... Nu e așa. 5-6 vântânii... Nu ne este greu, doamne. Dar vă mai spun altceva și nu e de mine de astăzi, nu ați proștiți, dar vreți să aruncați către noi așa, cu noroi, cu ce vreți dumneavoastră, nicio problemă. Eu vă spun următorul lucru. Toată zona Elegiu, da, și nu numai zona Elegiu, depinde, avem doar puțuri de suprafață, cu izvoare de suprafață. Iar toate aceste fântâni sau puțuri de suprafață sunt dependente de precipitații. Clar, nu avem precipitații, nu avem apă. Că dacă ar fi precipitații, n-ar mai fi criză de apă. Lumea s-a obișnuit astăzi să mai udi și în grădină, că nu e doar pentru apa de menaj, să-și mai facă mentri. Vorbesc de cei care sunt legate la acele rețele asociative. Nu despre asta este. Păi despre asta, că vin oameni la noi și spune, zice, domnule, era din Valea Udă și eu nu mai am nici dispălat. Dacă așa vin la noi. Faceți un barem care depășește de 10 ori plătesc. Cum să-i pun apometul domnul Zărnescu la ala? Dar cum pot să-i pun pe rețeaua lui privată? Dar cum pot să-i pun eu pe apometul? Nu, este regulat. La cea publică, clar, nu o să mai facem greșeala care am făcut-o la Tenerife Drăgugești, nu? O să fie pus apometru la limita proprietății. Cu posibilitate de închidere și tot așa. Dar acum să ajungem acolo, la factor. Da, vis-a-vis de curățarea unor fântâni, nu e nicio problemă. O să găsim pe cineva care e specializat, că nu poate oricine și oricum. Sau cineva, dacă vrea să-și asume, să intre acolo, fără consimțământul nostru. Și cinci mea. Nu, 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 Mironesc acolo, la care se poate fi curățată, mai lor, mai lor, mai lor, mai lor. Nu mergi curățată acolo, cu prezentarea de apă. Da, deci nu mergi curățată. Ei, în timp acolo, trebuie dat tot o parte.
Bani mi-am pus o țeară mai sus și trebuie să stai să îi izvorească, nu știu cât apă până vin și îi izvorăști foarte puțin. Da, și își pierde încredere. Da. Tocmai asta spun, asta este ideea. Nu, da, e adevărat, a scăzut pânza freatică. Asta e bună, dar bună, hai de pe urmă de ală. Atunci nu vreți să lucrăm punctual? Veniți dumneavoastră cu lista sau dați-o la cineva. Domnule, uite, ar fi aia, aia, așa. În funcție din ne raportăm la necesitatea respectivă, căutăm pe cineva. Eu v-am spus, v-am făcut o propunere. Dumneavoastră sunteți executivi. Într-un fel, dacă nu ar putea la externa, eu vă spun oamenii Jebop, oamenii în vârstă au fost din totdeauna și vor fi până să dea Dumnezeu să mai fie în totdeauna. Dar nu avem noi vină că a scăzut pânza freatică și de la nivel internațional, doamne, nu la nivel de geneciu. Dumneavoastră așa ați înțeles că am spus eu? E vorba de curățare. Da, o să o facem fără probleme dacă identificăm și avem și acordul celor care se pretind proprietari. Eu cred că da. Da, o să o facem cu mare drag, atât că da, m-am notat. Altceva? Cele care există, primul da. Și apoi pe domeniul. Dar să avem și acordul proprietarilor, cu toate au cu un proprietar, vă spunem că așa? Nu, ei, nu. Cele care sunt pe domeniul. Doamne, eu am văzut caz în direct, nu zice, zice, dacă vine careva să ia apă de aici, dau un cap. Da. Ce să faci? Am că e făcută de bunicul și de nu știu cine. Și pun de ziua de la bătaie acolo, că e făcută de bunicul. Nu a fost nasul, eu nu vreau să mă fac cu nimeni. Da, unde avem posibilitatea, intervenim cu, și dacă putem, fără nicio problemă, fără nicio rezervă. Adică chiar nu avem nimeni. Sau găsiți dumneavoastră o altă soluție temporară până când va fi gata această rețea. Da. Bun, mulțumim. N-am terminat. Mai am o problemă care mi-a fost semnalată și mi s-a făcut să ridic în Consiliul Local de către o persoană din comună, domnul Dălina, pe cortura care l-ați deschis la ieșirea din Hilegiu pe partea dreaptă, aveți autorizație? Da, doamnă Gebu. Puteți să ne prezentați? Neastră, acum? Nu, sigur, ce la șanța următoare. Da. Cum să nu? Nu, pentru că eu am văzut... Da, am înțeles foarte bine. Da, am spus da. Eu am văzut de la ei un proces verbal de control care vă povestește, care spune că nu aveți autorizație de construcție acolo. Nu, domnul. Bun. Doi. Care este distanța între cortul în care dumneavoastră faceți petrecere și prima locuință? Ce distanță este între un cort în care dumneavoastră organizați petrecere da. Și prima locuință? Ce distanță este? Este o distanță legală. Cât? Cât este acolo? Să spun și eu rău, tăcea să zic distanță între mine și cel care fac. Dar nu s-a rămâne. Aici au zis, ai bat din câmpi. Nu suntem răi. Foarte răi, doamne. Foarte răi sunteți. Foarte rea sunteți. Până aici sunteți foarte rea, nu rea. Bun. Deci dumneavoastră puneți egal. Și vă spun altceva. Dumneavoastră nu trebuie să vă prezint nimic. Spuneți dumneavoastră temeiul legal care trebuie să vă prezint dumneavoastră ceva. Nu mie, nu mie. Consiliul local. Da. Nici atât. Nici atât. Bun. Întrebarea este, dumneavoastră puneți egal între o construcție din beton, poate antifonată, poate hermetizată, conic, da, și o construcție din plastic, da, un corp, e același lucru. Credeți că persoanele care stau acolo în proximitatea dumneavoastră, zic și eu să... Doamne, din păcate, sunt reclamații doar la cei care nu stau acolo. Asta e situația. Dar știți treaba asta sau nu știți? Dumnezeu. O știți sau nu știți? Deci, dacă nu știți, nu mai vorbiți, treceți la următorul punct. Păi tocmai despre asta spun. Că nu știți. Deci nu știți, vor sunteți pe noi. Doar atât vă place să faceți zăzani. Deci, domnul Mădălina, eu vă spun că am văzut un proces verbal de control care vă plăcește. Și v-a făcut mare plăcere să vedeți. Care vă privește în care un cetățean care va reclama și care a spus că nu știe ce să mai facă... Dar nu trebuie să dați dumneavoastră socoteală, doamne. Lăsați, sunt căi, și eu la fel, nu trebuie să vă dau dumneavoastră socoteală. Sunt căi legale care poți să acționezi, că e problema, fiecare poate dar dumneavoastră aici, panara nu știu, că asta faci să vă. Dumnezeu, m-am întrebat, pentru că o persoană... Păi, dar m-am întrebat, în afară... Știi, de ce în afară? Știți că noi, consilierii locali, trebuie să acordăm audiență? Știți? Păi și acordați audiență. Asta este una din probleme care mi-a fost... Și acordați audiență, care e problema? Da, nu, nu este normal, domnul viceprimar. Da, așa este. Dacă începe cu sfidarea și cu aroganța, să știți că nu este ok. Eu nu vă spun. Neastră sunteți cea care sunteți perfectă și în tot ceea ce ați făcut. Dar nu despre mine este vorba. Deci nu este vorba despre mine. Este vorba
o problemă care a fost semnalată de un cetățean și care vă privește și pe dumneavoastră. Și pentru care eu, consilier, vă rog să-mi formulați un răspuns. Dacă există autorizație de construcție și dacă aveți voie să desfășurați acea activitate Nu mai trebuie aprobare la dumneavoastră atâta. O să obțin. O să faci toate demersul, o să obțin și aprobarea de dumneavoastră. Următorul punct. Eu așteptați. Și eu am fost întrebat dacă am încercat să aduc 3 sicrie, dacă am autorizat. Așa e, domnul. Vedeți? Cu cine să zici? Ia uitați, domnul, doamna Geabă. Am început să aduc și eu 3 sicrie. Am fost întrebat dacă am autorizat. Păi dumneavoastră, domnul, nu prea deranjați pe doamna Geabă. Trebuia să pun mai el. Aici, domnul, dumneavoastră, prin măsurile dumneavoastră, încercați să, dumneavoastră să sfidați, să-i sfidați pe ceilalți și nu să-i singură. Au mai fost și alții sau altul care face servicii funerare și se plânge că nu mai poate de domnul Geaboc și de doamna. Și dumneavoastră a fost spectacol făcut din soțul dumneavoastră pe activitatea care o faceți, vorbiți de sfidare. Când îi racolați din curtea spitalului pe eventuale clienți și spuneți de alții ce activități fac ilegale. Pentru cei care nici nu locuiesc aici. Deci, domnule, ce legătură are? Păi are, legătură strânsă. O legătură strânsă, nu mai puteți dormi din grijă alte. Dom'le, ce legătură are firma mea cu faptul că dumneavoastră, viceprimar, în executivul comun, exemplu pentru dumneavoastră primară, cum nu avea voie să mai vândă nimeni decât dumneavoastră. Încărcați legea. Eu cred că ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, toți în această să nu căutăm, numai să băgăm strâmbe. Dacă se poate așa, vreau. Numai ce îi place, doamna aceea vor să descurce. Doamne, ce vă place dumneavoastră să se întâmple în comună? Asta atâta e bine. Dumneavoastră nu mai puteți de bine și de necazurile comune, atâta timp când rușiți să vă fi nici nu locuiți în comună, doamne. Serios, nu ăsta e scopul dumneavoastră. Scopul dumneavoastră nu a fost decât să vă ajutați dumneavoastră, nu comuna și nu comunitatea, doamne. Domnul viceprimar, dar scopul dumneavoastră care este? Care a fost primul scop? Eu să dezvolt comuna asta, doamne. Uitați, spre nebucuria dumneavoastră, spre nefericirea dumneavoastră, o să avem, deja o să fie publicat în monitorul și alimentarea cu gaz pe Elenciu, doamnă. Vedeți? Lucru la care dumneavoastră a lucrat foarte mult. Cât a fost primar și viceprimar. Este meritul dumneavoastră. Nu, al dumneavoastră. Exact. Este meritul dumneavoastră pentru asta? Dar cum să nu, doamnă? Dar cine? Este meritul dumneavoastră? Mașină, domnul vice, ca să vă faceți cumpărăturile și aprovizionarea. Și vor fi rușine, n-am fost niciodată la cumpărături cu mașina. Numai eu de câte ori v-am văzut. Cred că dumneavoastră ați văzut că vă cărați toate neamurile la București, în altă parte, și la spital, și la plimbări cu mașinile UAT-ului. Deci, domnul viceprimar, domnul Zărnescu, vă rog, dumneavoastră ați încheiat, domnul Zărnescu. Chiar este ședința Consiliului Local, domnul viceprimar, da? Deci am voie să mă exprim. Domnul Zărnescu, aveți dreptul la cuvânt. Vă rog, dați-mi voie, domnul viceprimar. Am spus că l-am încheiat dumneavoastră. Eu sunt președintele Consiliului. Domnul Zărnescu, vă rog frumos, spuneți ce probleme. Dar nu mai ascultăm baza bunii doamne. Ascultăm baza bunii. Dar au răspuns la întrebare. Domnul autorizați. Da. Are o șansă. Domnul Zărnescu, aveți cuvântul, vă rog. Renunțați la cuvânt? Da? Bun, ați renunțat dumneavoastră la cuvânt. Domnul Stoica? Da. În legătură cu propria mea, la bine. Cum? Propria care sunt la bine. Da. Am semnalat situația asta de... De mai mult timp. 2 ani de zi. 2. Și noi avem vreo bărbătiră. Este în toată. Dar avem vreo eu știu sigur că acolo a fost... La Deleni Scrackeri. Cred că la poarta mea 10 roabe de sort băgate. Și tot fuge. Deci tot acolo se duce jos. Obligat acolo dacă se duce cineva, intră cu totul, nu mai ies. A fost făcut o solicitare de domnul primar la o firmă de asfaltare. Nu știu ce motiv, pentru că n-au reușit să ajungă. Deci, cu siguranță, vor fi realizate tot două scări cu toate. Vă rezolv, nu știu. Altceva, domnul Stoica? Altceva? Da, bun. Mulțumim, toate. La intersecția cu la Bătila. Tot mănânc asfaltul ăla, cu cine ar trebui să vorbim? Cu drumurile publici? Putem să facem noi ceva în față la mine, eu pun balastele. Dar cum pleacă mașinile, deja au început să rupi din asfalt. În intersecția mare. Zici că se rupi din asfaltul de la ADN? Da. Nu știu ce ar trebui. Balast, acolo, că tot se rupi, tot se rupi. Apa merge pe lângă asfalt și... Mănânc, da? Nu, și face șansă.
Da, probabil că o să... Comun. Bun, vă mulțumim, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.